Salutare! Sunt Robert și vreau să vă vorbesc în filmulețul ăsta despre dronele iraniene. Cred că se cheamă Shahed 136. Sunt făcute de o companie care se cheamă HESA, companie iraniană, și sunt folosite de iranieni și de ruși în războiul ăsta cu Ucraina. Și vreau să vă spun de ce dronele astea sunt extrem de bune. Pentru că se pare că nimeni nu prea vorbește despre chestia asta. Le-am văzut în acțiune acum în Ucraina. Vestul ne spune că sunt proaste, că sunt idiote, că sunt făcute cu piese de-astea din comerț, adică de-astea te le găsești pe orice drum. Practic, n-au nimic special. Păi asta era și ideea, că să n-aibă nimic special, să fie ieftine și să facă foarte multe pagube. Și se vede în Ucraina câte pagube fac dronele astea. O să vă spun și alte detalii pe care le văd eu, pentru că mie mi se pare că sunt foarte, foarte bune la ceea ce fac și sunt foarte... Adică iranienii au fost niște... Cei care le-au creat, au fost niște băieți deștepți, n-au fost tâmpiți. Da? Și o să vă spun din punctul meu de vedere lucrurile, nu din alte puncte de vedere. Așa cum v-am învățat pe aici, nu prea repet ce îmi spun alții, că nu cred, adică eu sunt mai tâmpit așa, mai gândesc lucrurile prin neuronii mei. Le mai trec pe acolo ca să le cred înainte. Bun. Dronele astea, nu știu dacă știți, dar costă între 10.000 și 20.000 de dolari. Am găsit și alte prețuri. Pe Wikipedia, de exemplu, date între 30.000 și 50.000 de euro. Surse altele decât astea vestice zic că ar costa între 10 și 20 de mii de dolari. Eu tind să cred asta pentru că sunt foarte simple. Pot să care focoase între 30 și 50 de kilograme focosul. Nu e mult, dar nu e nici puțin pentru faptul că ele sunt destinate să distrugă niște chestii importante aflate la sol, deci nu sunt destinate să atace vehicule armate, ale armatei care sunt blindate sau alte vehicule de genul ăsta, ci sunt destinate sau structuri blindate ale armatei sau protejate. Ele sunt făcute să atace structuri gen centrale, electrice, poduri, chestii de astea care nu sunt protejate. Și atunci sunt focosul ăla pe care îl poate căra între 30 și 50 de kilograme, e foarte ok din punctul meu de vedere. Bun. Ce avantaje mai au? Păi sunt mici și atacă în roiuri. Adică nu sunt precise. Dar nici nu trebuie. Pentru că dacă ai o centrală care e pe 100 de metri pătrați, nu trebuie să fie precisă. Da? Atacă în roiuri de câte 5. Pot ataca și individual. Au un sistem de navigație bazat pe GLONASS, pe GPS. Probabil că asta a fost deal-ul pe care rușii l-au făcut cu iranienii. Le dau acces la sistemul GLONASS. Și folosesc și GPS civil, dacă nu mă înșel. Și au și un sistem bazat pe navigație inerțială. În cazul în care nu funcționează sistemul GPS sau nu-l pot accesa în zonele alea. Bun. Au un motor de moped. Adică un motor care costă sub 1000 de dolari, cu o rază de acțiune de 1500-2500 de kilometri. Nu e foarte cunoscută raza de acțiune, dar se pare că pot ajunge până la 2500 de kilometri. Sunt foarte mici ca dimensiuni, deci au undeva la 3 metri lungime și 2,50 m și ceva anvergura aripilor. Deci sunt foarte mici și practic nu prea le poți dobori. E foarte greu să le dobori. Cu ce să le dobori? Să tragi un HIMARS împotriva unei drone de-astea care costă 10.000 de dolari sau 20.000 de dolari și să tragi o rachetă care costă 1,5 milioane? Poți? Da. Merită? Aici e problema. Da? Pentru că sunt niște chestii foarte ieftine, pot fi făcute foarte repede, pentru că nu-ți trebuie echipamente speciale și nu-ți trebuie electronică specială pentru ele, poți să le produci în masă într-un timp extrem de scurt și provoacă daune extrem de mari inamicului.
și nu prea ai cu ce să le dai jos, datorită faptului că sunt mici. Da? De asemenea, pot fi lansate de pe niște camioane civile, un pic modificate. Din ce am văzut eu acolo, sunt niște chestii făcute artizanal, adică pot fi făcute artizanal, nu au cine știe ce chestii speciale, lansatoare speciale și alte chestii. Asta iarăși e o chestie de cost efficiency extremă, extrem de bună din punctul meu de vedere. Deci, practic, poți să folosești drone din astea pentru a ataca obiective de importanță strategică, fără să spese că ele vor detona lângă, că le pierzi, că nu le pierzi, deci nu ai absolut nicio problemă. Ucrainenii zic că le doboară, că doboară multe drone, dar spui, da, dar nu are nicio relevanță, adică atâta timp cât au făcut pagubele pe care le-au făcut, au distrus centralele alea și atâta timp cât e foarte greu să le dai jos, pentru că nu prea ai cu ce la banii aia să le dai jos, adică să consum HIMARS-uri pe dronele astea e cel puțin ciudat din punct de vedere financiar și mai ales în cazul unui război în care muniția nu e disponibilă nelimitat, da? Deci să le dobor cu Kalashnikovele și cu astea, da, merge, dar cred că-s greu de nimerit, că sunt foarte mici. La fel și cu armele alea pentru apărare antiaeriană, cu mitraliere sau cu alte tipuri de arme de-astea. Merge, dar-s greu de nimerit, adică e foarte, foarte, foarte complicat să le nimerești. Pentru că-s mici, au o amprentă foarte mică, zboară la înălțime mică și este extrem de complicat să le nimerești. Plus că costă extrem de mult. Adică e foarte posibil ca să te coste mai mult să dobori una, adică să te coste mai mult muniția pe care o tragi tu să dobori una. Dar la final, dacă o dobori și aia nu provoacă pagubele pentru care a fost trimisă să le provoace, până la urmă s-ar putea să merite toată treaba asta. Ideea este să le dobori și să le nimerești, că aici e problema. E o problemă mare asta cu doborâtul și nimeritul dronelor ăstora. Da? Deci o treabă foarte deșteaptă pe care au făcut-o iranienii. Mă mir că nu s-au gândit și alții la ea. Ar fi trebuit, dacă mă întrebați pe mine, țările astea vestice. Dar țările vestice nu pot să se gândească la chestii de astea de 10.000 de dolari să le facă cu Raspberry Pi. Că merită, adică ce dracu să faci, să-i pui motor de mobră, de scooter. Ce dracu, adică de moped, nu de scooter, că scooterul e deja high-end, așa, adică mopedul e moped. Da? Acum, astea trebuie să facă, pentru că nici nu aveau cum să scurgă banii la 10.000 de dolari cât costă una sau 20.000 de dolari, ce dracu să-i mai dai și lui ăla care le face. Adică trebuie să-și mai ia și el niște bănuți, să-și mai ia și el niște vile până în California, până în alte părți. Nu? Da. Foarte bune din punctul meu de vedere. Ar trebui să gândească și vesticii la chestia asta, pentru că sunt niște arme care au efect. Prin faptul că sunt multe, chiar dacă nu sunt precise, faptul că sunt multe, că atacă în roiuri, că sunt ieftine și că nu-ți pasă dacă le pierzi și că poți manufactura foarte multe într-o perioadă scurtă de timp, mie mi se par niște avantaje extrem de mari pe care iranienii le-au folosit, rușii le folosesc acum și vestul nu prea le-a văzut. Acum se pare că le vede. Dar cu toate astea zic că-s proaste. Da, interesant. Mulțumesc. Dați click pe subscribe și pe clopoțel dacă vă place ce fac pe aici. Să vă anunț YouTube mai cu filmulețe. La revedere!